Ok, bine te-am găsit la un episod pe Tu++. Sunt aici cu Bogdan de la Muscle Boom, eu sunt Radu de la Think It Lift și hai să vedem ce întrebare avem astăzi. Ia zi, Bogdan. Bun, să mă prezint și eu. Ciao, Bogdan de la Muscle Boom. Hai să citesc întrebarea pe care am primit-o. Bună, cea mai mare problemă a mea e că pun masă musculară foarte greu și lucrez cu aceleași greutăți de 2 luni, nemai putând să le măresc nici măcar la piept. Ok, cam așa sună întrebarea. Hai să vedem și soluțiile. Radu, Mă bază. identific cu băiatul ăsta pentru că și eu am fost blocat, nu puteam să cresc în forță și ghici unde? Fix la piept și acolo e orgoliul cel mai mare, adică acolo vrei să crești, știi? Te identifici cu forța ta la piept. Toată lumea, adică mulți întreabă cu cât faci la piept, cu cât faci la piept, nu prea, adică mai rar la genul, la altele, la Da. piept de bază și eu urmăresc să-mi cresc tot timpul, e o referință pentru mine greutatea să fac mai mult la piept. Clar, clar. No, și hai să zic care era problema la mine. Nu mâncam destul. Asta era problema și din cauza că nu luam în greutate, nu puteam să cresc în forță. Ideea e că ajungi la un punct în care masa ta musculară nu mai poate dezvolta mai multă forță până când nu crește. Adică cu mai mulți mușchi vine mai multă forță, no? Și pentru asta trebuie să mănânci în plus. Deci, personal, cred că primul punct unde ar trebui să verifici atunci când stagnezi în forță, e alimentația. Deci, mai multe ori, problema e că nu mănânci destul. Da, deci na, să ai grijă la alimentație, să fii sigur că ai destule proteine, să le urmărești. Dacă vezi că greutatea ta n-a mai crescut de 2 luni, cum a zis băiatul ăsta, să crească un pic caloriile, să mănânci mai mulți carbohidrați și dacă se întâmplă să ai probleme în special la un exercițiu sau la o singură grupă, pe lângă că îți pui dieta la punct, să fii atent și să mai ceri feedback de la cineva sau să-ți verifici un pic și tehnica la exercițiul respectiv. Pentru că poți face greșeli destul de mari și să nu-ți stimulezi fibrele musculare respective foarte eficient și atunci o să aibă de suferit grupa respectivă. Da. Sau altceva ce mai vine în minte, îi dacă cumva ai rutina de antrenament destul de aiurea. Spre exemplu, dacă ai multe exerciții puse la aceeași grupă musculară într-o zi, progresezi destul de greu pentru că te extenuezi și posibil să nu apuci să te refaci între antrenamente. E posibil. Da, corect, de acord. Și, na, încă o chestie pe care mi-am dat seama de ea mai târziu un pic, e că la orice exercițiu nu trebuie să crești greutatea neapărat cu câte un disc de 10 pe fiecare parte. Există în sale și discuri micuțe de 1,25 în alea. Folosește-le și pe alea, că chiar dacă pare un progres destul de mic și îți pui greutățile alea, microgreutățile, să zic așa, cel mai mici discuri are de 1,25 kg, tot e un progres dacă reușești să faci repetările și seturile stabilite cu greutatea asta chiar așa mică cum e cu discul de 1,25 kg, să o duci până la capăt. Deci nu, să n-ai în cap doar că trebuie să măresc greutatea cu încă un disc pe o parte, cu un disc pe altă. Ia-le încet și poți să te folosești de acest micro-loading, adică să încarci cu greutăți mici. Cam asta ar fi din punctul meu de vedere. Încă o chestie mai zic ca să nu ne lungim prea tare. E posibil să nu progresezi în forță din cauza că nu te aștepți să progresezi. Psihicul are o importanță enormă la sală, mai mult decât cred oamenii. E posibil să crezi că nu mai poți să faci repetări și credința asta literalmente să-ți facă fizicul să cedeze. Și asta e ceva ce ai putea să verifici, să te gândești, înainte să mergi la sală, gândește cum te aștepți, ce performanță te aștepți să ai. Te aștepți să dai greș? Dacă da, probabil o să dai greș. Trebuie să te privești în mintea ta, ridicând greutăți mai mari. Trebuie să te vezi mai puternic decât ești, pentru că niciodată nu poți să ajungi mai puternic decât te vezi în imaginația ta. Asta se aplică în orice domeniu. Da, și asta e o chestie fină, dar poate să aibă și asta un impact și să te ajute să treci mai departe. Ok.
Mai ai ceva de adăugat? Deocamdată nu, dar dacă cineva are ceva întrebări în legătură cu subiectul ăsta, să ne lase un comentariu și eventual putem să-l răspundem ori în comentarii, ori într-un alt video. Ok. Dacă ți-a plăcut video, lasă un like pentru că ne ajută la creșterea și la vizibilitatea canalului. Și dacă nu ești abonat, apasă butonul de subscribe pentru că o să mai urmeze videouri asemănătoare și o să le primești pe mail când le uploadăm și o să fii notificat. Până data viitoare, cât mai multe. Da, Game. exact. Game. Ok, ne auzim. Ciao, ciao.